Astăzi a fost ultima zi de depunere a declarațiilor privind TVA-ul la încasare, obligațiile de plată la bugetul de stat și contribuțiile sociale. Cum ieri, în penultima zi de depunere, funcționarii publici au avut liber, gorjenii au dat buluc astăzi la ghișeele finanțelor publice pentru a intra în legalitate. Principalele declarații care trebuie depuse astăzi sunt declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozit pe venit și evidență nominală a persoanelor asigurate, declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit, de contul de taxă pe valoare adăugată. Fie din comoditate, fie că nu au avut resursele necesare, contribuabilii au lăsat pe ultima 100 de metri declararea TVA-ului sau plata contribuțiilor. Și de ce ați ales chiar ultima zi? Pentru că știți cum e, acum am făcut rost de bani, poate. Nu e chiar târziu. Vă așteptați să fie așa aglomerat? Da, penultima zi cam așa este, da. În alte zile e mai lejer, dar știți, oamenii vin în ultimul moment când fiecare își face rost de bani. N-am avut timp să mă încadrez și am ales ziua de astăzi. Vă așteptați să fie așa aglomerat? Nu mă așteptam, dar uite că s-a întâmplat. Alții au dat vina pe sistemul informatic pentru cozile interminabile care s-au format astăzi la Direcția de Finanțe Publice. În alte județe se lucrează altfel, se lucrează cu bon de ordine, cu nu trebuie să stai la cozi, se lucrează altfel. Sisteme care până la urmă se implementează pe bani europeni, numai că aici în județul ăsta se pare că nu se poate sau nu sunt interese. Persoanele care nu și-au declarat TVA-ul și cuantumul contribuțiilor sociale riscă amenzi contravenționale de până la 5.000 de lei.